Bun găsit! Chisturile ovariene sunt frecvent întâlnite în rândul femeilor și pot apărea la orice vârstă. Din păcate, acestea pot ascunde probleme grave de sănătate. Care sunt simptomele pentru această afecțiune, ne spune ginecologul Ioan Boleac. Tot acum vedem și care este tratamentul. Domnul doctor, cum am putea să ne dăm seama că am avea chisturi ovariene? Care ar fi simptomele acestor afecțiuni? Simptomele chisturilor ovariene sunt nespecifice. Adică uneori poate să existe o jenă, pur și simplu, o jenă abdominală. Poate să ajungă la o durere. Pot să apară modificări de tranzit intestinal, fie constipație, fie diaree. Poate să apară o senzație de strânsoare, o jenă. Sunt simptome nespecifice. Și din pricina asta se diagnostichează incidental uneori. Deci putem trăi an la rând să avem cu aceste chisturi și fără să ne dăm seama că există? Da. Din pricina asta, unele chisturi ajung la dimensiuni impresionante de 8, 9, 10 cm. Asta urma să vă întreb. Și pacienta nu știe. Tocmai pentru că creșterea se face uneori treptat și simptomele sunt destul de puțin supărătoare, astfel încât nu o supără foarte tare. Și când ar fi periculoase aceste chisturi? Adică de la ce dimensiune ar trebui să ne îngrijoreze într-adevăr? Da, sunt două lucruri aici. Odată dimensiunea și odată aspectul chisturilor. În principiu, o mare parte din chisturile ovariene sunt chisturi funcționale. Chisturi care apar și care apoi trec. Sunt convins că multe femei au avut chisturi ovariene de-a lungul vieții și nu au știut. Așa. Când au apărut și au dispărut de la sine. Sunt chisturi funcționale care apar din o proastă funcționare a mecanismului de ovulație și pacienta dezvoltă acest chist, fie un chist folicular, fie un chist luteal, care după 2-3 luni dispare singur. În momentul în care a ajuns la anumite dimensiuni, undeva în jur de 6-7 cm, posibilitatea de a dispărea, de a se resorbi, scade. Și dincolo de aceste dimensiuni, devine și supărător, poate să doară, poate să o comprime de alte organe din vecinătate și de aici începem să ne punem problema unei operații. Acum și aspectul. De cele mai multe ori, chistele ovariene se diagnostichează la o ecografie transvaginală. Aspectul chistelor poate să fie foarte variat. Adică un chist care apare ca o formațiune rotundă, ovalară, dar anecogenă, simplă, este de cele mai multe ori un chist funcțional, la care nu ne speriem. Dacă acest chist crește foarte mult în dimensiuni sau prezintă niște septuri dinăuntru, niște septuri mai subțiri, mai groase, cu un contur neregulat, cu vascularizație, cu semnal Doppler înăuntru, acestea sunt niște caractere care ne sperie și care ne trag un semnal de alarmă și atunci trecem la următoarea de etapă, la o investigație de imagistică mai amănunțită, cum ar fi un RMN de pelvis, sau la investigații de sânge, scorul Roma, de exemplu. Este o investigație ce a apărut în ultimii ani. Asta înseamnă că ne putem totuși vindeca? Da. Ori prin operație, ori prin tratament sau... Da, se apelează uneori când apar chisturi ovariene la tratament cu anticoncepționale, care ce fac de regulă timp de 3 luni sau de 6 luni, să zicem, deși asta este cam mult, pacienta ia anticoncepționale și ovarele sunt puse în supresie și atunci chistul dispare. Tratamentul chirurgical de cele mai multe ori se face laparoscopic acum, pentru că asta este noul trend și recuperarea pacientului este mult mai rapidă. Și chistul respectiv este dat la biopsie, la examen histopatologic. Însă există și cazurile nefericite când acel chist ascunde de fapt un cancer ovarian și atunci trebuie o intervenție destul de extinsă care are urmări asupra pacientei și din punct de vedere al fertilității și din punct de vedere al sănătății generale. Da. Deci ar exista riscuri. Există riscuri cu siguranță. Și totuși cum prevenim această afecțiune de care n-am putea să ne dăm seama că o avem? Prevenția primară este făcută printr-un examen ginecologic regulat. Adică o dată pe an pacienta ar trebui să facă un Papanicolau și o ecografie transvaginală. Și de la asta discutăm în continuare de ce atitudine vom urma. Sunt mulți chirurgi ginecologi care se aruncă asupra chisturilor ovariene și se repede să le opereze, poate nefiind chiar necesară această intervenție. Contează și viața sexuală sau... Contează și viața sexuală. Uneori pacientele mai ajung și la ginecolog pentru că apare, de exemplu, o durere la contactul sexual și atunci pacienta se neliniștește și începe să investigheze dacă ceva. În dezvoltarea și în patologia ulterioară a chisturilor, nu contează foarte mult.
Așadar, să ne ținem de controlele anuale și să nu ajungem la probleme mai grave. De un control periodic, da. Mulțumim mult pentru informații. Și vă mulțumesc. Ne revedem și mâine cu alte sfaturi utile.